Vrem să mărim alocațiile, dar nu sunt bani. Cam așa explică ministrul Muncii situația în care sunt elevii acum. Dacă alocațiile vor fi mărite, spune Raluca Turcan, se va ajunge la ieșirea din deficitul bugetar. Asta înseamnă că banii alocați pentru creșterea celor mici ar putea rămâne la același nivel. Ministrul Muncii spune totuși că legea va fi respectată dacă Parlamentul va decide și că la începutul verii alocațiile trebuie mărite. Ministrul Muncii va fi invitat în emisiunea lui Sebastian Zagman mâine dimineață de la ora 11, aici la Prima TV, la Insider Politic. Legea existentă în Parlament prevede două tranșe de majorare a alocațiilor, una la 1 ianuarie și una la mijlocul anului. În bugetul pe care noi îl avem pentru anul acesta în privința alocațiilor, avem incluși bani pentru majorarea de anul trecut intrată în plată și de asemenea pentru majorarea de la 1 ianuarie. Efortul bugetar, vă dau un exemplu, pentru majorarea alocațiilor este în total de 9,8 miliarde de lei. Înseamnă că o altă majorare practic ar duce la ieșirea din deficitul bugetar asumat de guvern și susținut de noi toți, astfel încât orice majorare de venit să nu fie însoțită de scăderea puterii de cumpărare, de inflație.